Iisus Hristos e Domnul. În inima mea este. În inima dumneavoastră este. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. Asta ca să vă mai dezmorțiți un pic și voi da citire din Cuvântul lui Dumnezeu, din Filipeni, din capitolul 2, versetul 1, 2 și 3. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți în bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duc de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Vreau să mă opresc în ziua de astăzi la câteva gânduri scurte despre ceea ce înseamnă vindecarea sufletului. Sunt conștient că suntem într-o vreme în care în adunările noastre avem timp de închinare de bună calitate, timp de rugăciune de bună calitate, timp de laudă de bună calitate și, pe de altă parte, un timp în care Cuvântul lui Dumnezeu se predică cum nu s-a mai predicat niciodată. Cu toate acestea, trăim o vreme în care mai greu se întorc oamenii la Dumnezeu, vin câteva luni la adunare și apoi dispar dintr-o dată. Și din 7-8-10 care vin la adunare, poate 1-2 rămân în continuare. Trăim vremi în care ne bucurăm în casa Domnului și suntem bucuroși că suntem în casa Domnului, dar după aceea mergem, ieșim afară și trăim ca și cum știm noi că suntem creștini. Dar nu se întâmplă nimic în viața noastră. De curând am avut vizita unui frate din Norvegia, din Nigeria, un frate păstor într-o zonă în care musulmanii sunt predominanți, și am stat mai multe ore cu fratele de vorbă. I-am expus situația bisericilor din zona noastră, dar după cum știu și am umblat prin multe părți, cam aceeași situație am găsit-o peste tot. Și mi-a spus, problema este la rugăciune. Și a spus, păi avem timp de rugăciune bună în biserică. Și l-a spus, nu, problema este la rugăciunea din odăiță. Și a spus, ok, nu pot să vorbesc de altul, dar pot să vorbesc de mine, că am un timp, poate de o jumătate de oră, de o oră de rugăciune în fiecare zi. Și el a spus, problema este la rugăciune. Și am spus, fii mai explicit. Și a spus, noi ne rugăm și atunci când ne rugăm, aducem pentru un credincios, pentru copila lui Dumnezeu, care caută să aibă o relație bună de rugăciune, aduce mulțumiri, mijlociri, cereri, laude la adresa lui Dumnezeu, în rugăciunea pe care o face, își aduce lista de rugăciune și cam atât. Dar suntem penticostali, și Pavel a descoperit secretul, iar secretul era rugăciunea prin Duhul Sfânt, vorbirea în alte limbi. Și am spus, ok, vorbesc și eu în alte limbi, dar poate vorbesc 2, 3, 5, 7 minute și parcă nu simt întotdeauna prezența aceea a Duhului lui Dumnezeu peste rugăciunea pe care o dezvolt în alte limbi. Și spune, știi care e problema? Că mai trebuia să te rogi câteva zeci de minute. Că mai trebuia să te rogi poate o oră în alte limbi. Până când puterea lui Dumnezeu pătrunde din plin în viața și din inima ta. Și atunci am spus, să știi că ai dreptate. Când las ca să vorbesc în alte limbi, să mă rog în alte limbi, mai multă vreme, în mine se întâmplă ceva. Mă apropii mai mult de Dumnezeu și nu mă mai gândesc așa de mult la mine. Iar prin, când vorbim în alte limbi, de fapt, avem trei domenii în care ne rugăm. Odată mulțumim și Pavel spune foarte frumos lui Dumnezeu,
poate cum nu știm să mulțumim niciodată în limbile pe care le vorbim, în limba română, în limba italiană pentru voi, poate că nu știm să mulțumim niciodată, în alte limbi mulțumim foarte frumos lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, când noi vorbim în alte limbi, avem o proclamație a numelui Domnului Iisus, a Domnului și Mântuitorului nostru, în alte limbi. Și ne spune tot Apostolul Pavel în Corinteni, în capitolul 12, că atunci când rostim prin Duhul, noi rostim Iisus Hristos este Domnul. Și este o proclamație pe care o avem înaintea lui Dumnezeu atunci când noi ne rugăm în alte limbi. Iar pe de altă parte, în al treilea rând, când noi ne rugăm în alte limbi, mișlocim lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, pentru noi personal și pentru cei din jurul nostru. Așa că avem multe motive să o luăm pe urma lui Pavel, să începem să revorbim mult, mai mult, în alte limbi, dar nu în adunare, în odăița noastră, în rugăciunea noastră personală, în starea noastră de vorbă cu Dumnezeu. Apoi, al doilea lucru pe care l-am învățat de la fratele acesta este puterea sângelui. Știți că în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11, spune că ei l-au biruit prin ce? Prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Păi nu mai poți să iubești viața cea veche, iubești viața cea nouă în Hristos, căci noi am murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și iubești viața cea nouă în Dumnezeu. Dar când vorbim de sângele mielului, este sursa puterii. Noi nu vorbim de o altă sursă a puterii, decât de puterea care o avem în sângele mielului. Nu vorbim de cuvântul mărturisirii noastre, pentru că dacă eu vin cu cuvântul mărturisirii mele, n-are nicio putere și niciun efect, ci vorbesc de cuvântul mărturisirii care nu este al meu, ci este cuvântul mărturisirii lui prin gura mea. Iar eu sunt doar purtătorul de cuvânt al lui, al Domnului. Dar vreau să vă uitați un pic l-au biruit prin sângele mielului. Pentru că noi în permanență suntem în zona în care avem nevoie să fim biruitori și nu putem fi biruitori decât prin sângele mielului. Gândiți-vă la Moise și la mielul jerfit atunci când copiii lui Israel au fost gata să iasă din țara Egiptului. Nu era un miel ceresc, era un miel pământesc. A fost junghiat, sângele lui a fost pus într-o strachină, a fost luat un mănunchi de isop și cu acel mănunchi au fost vopsiți ușorii ușii. Și a avut putere. A avut putere. Nimicitorul vrea să intre în acea casă, să nimicească pe cel întâi născut, dar nu putea să se apropie, pentru că era un sânge acolo care a avut putere. Și dacă sângele acelui miel a avut putere, pentru că era cuvântul lui Dumnezeu pus peste sângele acela și era ceea ce Dumnezeu a transmis, ei bine, cu atât mai mult, sângele ceresc, sângele venit din cer, sângele mielului Dumnezeu, care s-a dat pentru mine și pentru tine, pe cruce, are putere. Spunea fratele că acolo în Nigeria vin musulmanii, intră peste tine, scot pistolul și te împușcă. Și tu n-ai ce zice. Au intrat peste o soră, au spus, am venit să îți luăm mașina și să te împușcăm. Să te omorâm. Și sora a spus, mașina puteți să luați, despre moarte mai vorbim. Doamne, sângele tău îl pun peste mine. Și mă adăpostesc în protecția ta. Omul a scos pistolul, a tras odată, a tras de două ori, a tras de trei ori și gloantele au căzut și nu au putut să pătrundă prin protecția care este sângele mielului. Vreau să vă întreb, nu are aceeași putere sângele mielului astăzi?
Nu putem să luăm această protecție a puterii sângelui Domnului nostru Iisus Hristos peste noi? Ba da, putem să o luăm. Putem să ne adăpostim în fața tuturor amenințărilor care vin peste noi, peste familiile noastre, peste copiii noștri, în sângele mielului, unit cu cuvântul mărturisirii noastre, cu sabia Duhului. De fapt, în sângele mielului și în puterea mărturisirii este, de fapt, puterea pe care am primit-o noi în momentul în care s-a coborât Duhul Sfânt peste noi. Acolo este suportul puterii Duhului Sfânt, sângele mielului și puterea mărturisirii noastre. Spuneam că vreau să vorbesc un pic despre bucurie, iubire, iertare. În aceste versete ni se spune, dacă deci este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire, dacă este vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină. Cine dorește să-i se facă bucuria deplină? Apostol Pavel? Sau este Domnul care vrea asta? Sau este Domnul care vrea asta? Domnul dorește ca noi să fim gata, dispuși, să-i facem bucuria deplină. Ce să facem? Să aveți o simțire. Să avem o simțire. Să avem o dragoste, un suflet și un gând. Când noi facem lucrul acesta, se bucură Domnul. Se bucură Domnul. Pavel era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în scrierile lui. Acum, întrebarea mea este, putem? Trebuie Domnul să facă asta prin viețile noastre? Sau noi trebuie să facem lucrul acesta? Și mă refer la cei care l-ați primit pe Domnul ca Domn, Stăpân și Mântuitor în viețile voastre și mă refer la cei care, primindu-L pe Domnul, ați încheiat legământ cu Domnul. Acum, tot Domnul trebuie să ne ducă mântuirea până la capăt? Sau noi suntem chemați să facem lucrul acesta? Să ne ducem mântuirea până la capăt? Cine poate să facă aceasta? Noi. Doar un singur verset vreau să iau în direcția aceasta. În Iacov, capitolul 4, versetul 8, spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Cine face primul pas? Eu, ca copil al lui Dumnezeu, trebuie să mă apropii de Dumnezeu. Și cu cât eu mă apropii de El, cu atâta El mă face să mă luminez mai tare de bucurie. Mai spun un gând și apoi o să mă apropii de încheiere. Eram într-o... Scriu lucrul ăsta în carte, puteți să-l găsiți mai în detaliu. Eram într-un spital, în spitalul din Râmnicu-Vâlcea, chemat să mă rog și să fac ungerea cu un de lemn într-un salon în care erau bolnavi de cancer, dar nu erau credincioși. Numai că într-un alt salon Dumnezeu a vindecat un bolnav de cancer care era parte din biserica noastră și căruia i-am făcut ungerea cu un de lemn, iar Dumnezeu l-a vindecat pe loc. S-a auzit la celelalte saloane. Sora care era fiica acestui frate s-a dus în salonele respective și ajuta acolo. Și femeile au spus, cheamă pe popa al vostru să facă și aici. Să facă și aici ce a făcut acolo, să facă ungerea cu un de lemn. M-au chemat, nu am avut o bază biblică. Ca și slujitor am învățat că pot să fac slujirea aceasta în cadrul casei lui Dumnezeu, dar nu afară. Nu în spital, nu la oameni care nu sunt credincioși. Dar m-am dus pentru că am fost chemat. Și m-am rugat pe drum, Doamne, deschide mintea ca să înțeleg ce pot să fac. Când am ajuns în fața unei bătrâne care a fost deschisă de cancer, închisă la loc și trimisă la București, doctorii din Vâlcea n-au vrut să intervină, Dumnezeu mi-a șoptit la ureche, intră două în biserică. Și atunci am început să-i pun întrebări. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu?
Și de la întrebare aceasta, întrebare după întrebare, mai mult decât întrebările care le pun la botez de obicei. La sfârșit am spus, crezi că Domnul Iisus poate să te vindece? Și a spus, da, cred. Și a spus, pe baza credinței tale, eu te ung cu un de lemn și bunul Dumnezeu poate să te vindece și te va vindeca. Am uns-o cu un de lemn, fața ei s-a schimbat. După 3 luni de zile, sora Mariana a întâlnit-o prin parc și a întrebat-o ce s-a întâmplat. Am fost la București, au deschis, n-au găsit nimic acolo, n-au găsit cancer, m-au închis la loc și m-au trimis acasă. Dar nu despre asta vreau să spun. Câteodată Dumnezeu vindecă la nivel de trup. Dar Dumnezeu vindecă și sufletul și Duhul. Când ni se vorbește în Iacov, ni se vorbește de vindecare la 3 niveluri. Suflet, trup și Duh. Noi avem nevoie ca sufletul nostru să fie vindecat. Primul loc în care vine vindecarea sufletului este rugăciunea. Când ești dispus să stai înaintea lui Dumnezeu, să te smerești, înaintea lui Dumnezeu, smerindu-te, tu capeți vindecarea. Atunci, odată cu smerirea ta vine și dorința de a ierta sau de a fi iertat, primești lucrurile acestea. Sau ajungi și se face o rugăciune specială cu o ungere cu un de lemn. Și Dumnezeu vindecă trup, suflet și duh. Era acolo o femeie undeva de la 1 metru. O mâncase un cancer de oase. Fiul ei era asistentul salonului. Mi-a spus, faceți și pentru mama mea ce ați făcut pentru femeia de acolo. Și am spus, mama dumneitale nu mai vorbește și nu poate să-mi ceară. Și am nevoie de cineva care să-mi ceară. Este nevoie de cineva care să solicite lucrul acesta. Și atunci Duhul lui Dumnezeu mi-a spus, transfer de autoritate. N-am mai întâlnit asta, dar am înțeles despre ce este vorba. Cumva omul acesta a devenit autoritate peste mama lui. El o îngrijea. El se ocupa de ea. Când a fost mic, mama lui a fost autoritate peste el. Și a spus, uite, înțeleg din partea Domnului că dacă tu accepți prin credință că mama ta poate să fie vindecată în numele Domnului Iisus Hristos, mama ta va putea fi vindecată. Și el a început să plângă și a spus, nu pot să cred. Nu pot să cred. Mama lui se uita la el, plângea din ochi, îi cerea din ochi și el spunea, mamă, nu pot să cred. Și atunci m-a rugat, faceți o rugăciune pentru mama. M-am plecat pe genunchi, i-am luat mâna și am spus, Doamne, deschide acestei femei ușa pentru o zi să te primească pe tine. Să-i fi vindecat sufletul. Să te poată avea pe tine ca Domn și Dumnezeu. A doua zi Mariana a ajuns acolo, s-a auzit strigat așa încet, Mariana s-a dus la patul ei, a spus, adu-mi ceva de mâncare și vino să-mi vorbești de Iisus. Deja Domnul i-a dat posibilitatea să vorbească. L-a primit pe Domnul Iisus și a doua zi a murit. A fost vindecat sufletul ei. Sufletul nostru este prețios în mâna lui Dumnezeu, iar El vrea să avem sufletele vindecate. Ca să avem sufletul vindecat, avem nevoie de puterea sângelui Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de mărturia noastră, că este o mărturie în rugăciune, în cuvânt. Avem nevoie de mărturia noastră și avem nevoie să nu ne iubim viața asta. Să iubim viața care este viața Lui. Amin. Domnul să vă binecuvinteze.